să pornim. Dar aici coincide, știți, și ea spune, zice că, iată, oponentul meu, și că el e de alt partid, dar coincide pe la macro, coincide programul. Și zic că eu să nu pierdeți voi timpul. Eu zic că voi spune un lucru, că am o singură deosebire. Și eu a spus, el, eu semnez tot. Am o singură deosebire. Nu 2-3 ani, dar la anul eu fac tot lucrul ăsta. Cine să fie ales? Ea, dar de ce? O amăzit mai grosolan. Dar știți ce se întâmplă? Pentru că oamenii ăștia, dacă ei în majoritate, ei lor le cot și ne Ceșuiev, Ciobuș, Dodon și Sandu. Nu, el se duce la adunare și ea, șede și se gândește, băiatul și ăla vine din armată, de lucru n-are, nu știu să fac cu dânsul, să-l aranjez cumva. Fata asta învață, eu la studenți le spun la seminar, zic, fata asta învață, trebuie să plătesc taxa asta, înțelegi, și nu știu unde să duc la lucru. Dar mă, e de-am acoperit și curge, de-am treabă, am intrat în dături. De bre, poate asta mă ajută, care 2-3 ani eu azi am intrat în dături. Și îl votează pe ăsta și să duce încă mai atent când. Și pe lucrurile astea se joacă foarte bine. La noi, acum au vorbit iată până la mine, colegii, partide doctrinale nu și nici n-au să fie de grabă. Dar acum partidele sunt în jurul la interesele economice. Interese, dacă vreți, v-am spus banditești prin prejur. Hai să ne unim noi să rezolvăm problema asta. Dar voi, treaba voastră, este problemele voastre, cu nivel de trai și cu așa mai departe. Deci s-a întâmplat așa, pentru că noi am fost o țară care toată vremea a fost în concentru care hotără pentru noi și noi nu suntem deprinși să fim ultimul care a luat decizia pentru țară. Iată, eu sunt niște fleacuri care eu le mai însușit când eram pe aparatele astea. Eu nu îi permiteam când era vorba de o plenară concretă, primul secretar, și făceam, intram în materialele cele și le pregăteam pentru tribună, să trec un material economic fără să-l trec prin cei mai buni economici. Și dăm sara și îi invitam acolo. Și dădeam vreo 2-3 zile și vin cu ajutatul, înțelegi? Nu, responsabilitatea e de maștab. La noi lucrul ăsta nu se gândește așa. Nu și folos, iau. Iată, eu bun scrie de leancă că avea câte 5.000 de dădea la niște consilieri de peste hotară și eu am ajutat un filat consilier și l-a scăpat de închisoare și l-a băgat mai degrabă. Pentru că n-au găsit varianta, dar cum poate să iasă și așa? Poate să iasă și amintirile. Înțelegeți? Eu am vrut că s-o întrerupt aceea, sunt aici, la noi, ia uite, despre ce am început eu acolo, cu trădarea de 12-20 de ani, 12-20, când spionaj, transmiterea, chestiile astea, înțelegi? Noi eram, înțelegi, eu... Genocidul pe viață și așa mai departe. Noi cred că... cu Sandu ce a fost și ce s-a întâmplat? Sandu drept, spuneți. Dar Sandu, Maia Sandu e omul lui Soros. Soros are vreo 20 de organizații în România, azi au fost publicate. Într-un ziar au fost publicate toată lista la asta. Pentru că România de-am începe că să-și caute de-am alt aliat. Înțelegeți? Și ea, chiar, eu vă spun că aici am mai spus odată și am să mai spun și până am să moară îmi spun lucrul ăsta. Eu am făcut bine cu toate camerele și ele, rezonanțul a fost, dar eu am spus că trebuia, bine au făcut, dar trebuia în Parlament de pus prima dictare. La limba română, la parlamentari, scriți, dați un exemplu. Niciunul nu avea să iei not pozitiv. Eu știu că cât carte știi exemplu și cât carte știi ceilalți. De atâta ca să scoți toată problema asta pe piele copiilor, apoi poate să iei numai așa la care nu are copii. Eu vă spun un secret. Că dacă eu mi-aș fi spus mie că eu multe ori am avut, printre altele am refuzat odată la postul de ministrul învățământului în 97. Că eu mă temem să mă duc, nu știam școala medie, dar mă uitați, știu tot. Înțelegeți? Că nu suntem de nimic. Da, nu suntem de nimic. Am refuzat. M-a chemat de acolo și m-a întors înapoi. Și atunci m-a sunat Lucenți și da, vii la mine șeful aparatului, zic, băi, dacă nu mă duc nici aici, n-am să am de lucru. Înțelegi? Dar știți de ce? Dacă eu propunem pe dânsa, ei femeie bună, dacă zice la bancă,
tot ați fi normal. Eu am venit la bancă. Dar acolo să propui la Ministerul Învățământului o femeie care nu are copii, cum să o înveți pe femeie care au crescut copii, nu a dormit nopți, agenda e tot supusă lui. Înțelegi? Nu, vei să e nicăit, înțelegi chestia asta. Cum a fost acolo, eu nu știu. Și asta nu a fost în favoarea ei. Și mai pe urmă eu a spus că eu îi susțin pe ești care să nu se căsătoresc, înțelegi? Și au mai divulgat o chestie care la noi este problema asta, fiind în religii. Tot s-au ridicat și lucrurile. Vreau să zic că sunt chestii nepregătite din punct de vedere a fundamentării poziții într-o direcție sau alta, o fundamentare contradivări științific. De atât azi eu vreau să închei. Vreau să zic că astăzi eu cred că aici 2 ani de zile el n-a găsit răspunsuri și a să întindă chestia asta aici. Eu spus că e legat de Plăhătniuc, nu știu, dar se vede că conducerea Partidului Democrat s-a dus în ilegalitate, nu se vede cât e dinant lupul, nu se vede. Deacov a spus că el nici nu a știut că asta o să refuză mai în scurt acolo o chestie, și noi nu avem un partid care măcar o ideologie ceva să propună. Și acum nu avem o echipă în spatele lui Dodon care să-l susțină. În Parlament nu are acei 13 care s-au dus la partid și cu tot cu Voronin, de-atâta el cred că nu s-a dus urgent ca să nu fie pus problema că repede s-au reunit să-l mai dea într-o parte, dar s-au mobiliza aici 2 ani de zile. Ori apărea poate undeva niște posibilități de a aduce pare experiența asta, oameni cu experiență poate ori apărea acolo ca să facem ceva cu statul ăsta. Așa că cum a vorbit ministrul Statelor Unite, cum a pornit parlamentul ăsta, Peti Tamu când a vorbit despre Moldova, că Moldova nu e România, la noi nu a vorbit nimic, suntem să vorbească lucrurile ăsta de acum. La noi patrioți unde la tot aur în fiecare țară, eu am vorbit cu sute de diplomați, eu nu am văzut diplomat care spui sub semnul întrebării statului. Orice diplomat din lume, când vorbești cu dânsul, mai cu perspectivă, mai fericit, mai bun, mai decât statul lui, în lume nu există nimic. Așa sunt patrioți până ieșesc de... Dar la noi, dacă nu-i place pe Voronil de țară, că ai da și că la noi sunt 2-3, nu se poate așa de trăit pe lume. Nu se poate. Ne ducem altă țară, cât n-ar fi bine, dar acolo, în țara și tu nu ești patriot. Acolo altul e patriot, tu tot vremea ești la gazdă. Suntem oamenii și care-s psihotară, îi spun de prin Canada, de pe altă parte, cât n-ai fi tu de bun, dacă ai un concurent din Canada, el câștigă. E normal și e normal. Înțelegi? Iată, de atâta, eu cred că acum noi nu trebuie să încetăm lucru. Dar lucru pentru țară, pentru identitatea ei, pentru dezvoltarea ei social-economică, vrei noi trebuie să lucrăm în fiecare minut și secundă a țării, că nimeni nu o să ne hrănească. Degeaba. Degeaba numai cașcavalul în cușca.